Amintiri rătăcite de cititorii Bibliotecii Petre Dulfu între filele unor cărți împrumutate fac obiectul unei expoziții originale. Bibliotecarii le dau ocazia să-și recupereze fotografiile uitate între coperțile cărților, imaginile surprinzând crâmpeie de viață. Imaginile fotografice reprezintă crâmpeie de viață. Surprind diferite momente din viața noastră, mai mult sau mai puțin importante. Imortalizează evenimente de care ne aducem întotdeauna aminte cu drag. Fotografiile înfățișează trăiri de moment ale diferitelor persoane. Înregistrează variate stări sufletești, bucurii, întristări și altele. Cele peste 40 de fotografii găsite în cărți au fost strânse în decursul câtorva ani, iar bibliotecarii s-au gândit să le expună pentru ca pozele să ajungă în mâinile celor cărora le aparțin. Datorită acestei expoziții de fotografie, utilizatorii bibliotecii, cititorii noștri, care au rătăcit printre filele cărților poze, au posibilitatea de a-și reîntregi comoara depozitată în cufărul cu amintiri de neprețuit. Iar ceilalți vizitatori pot admira unele imagini fotografice care au o certă valoare artistică. Expoziția poate fi vizitată la etajul 2 al bibliotecii de luni până vineri între orele 8 și 19.